Binecuvântat să fie Domnul! Frați surori, vă aducem salutări în această seară. Venim pentru câteva zile aici în Austria, împreună cu acești tineri, oamenii lui Dumnezeu, strânși din mai multe regiuni din țară, din mai multe județe, ca să ne punem inima noastră lângă Inima celor de aici, din Austria și nu numai, și să zidim un altar de laudă pentru Slava Domnului. Acesta este gândul cu care ne-am mobilizat înspre dumneavoastră. Acesta ne este planul. Ne-am avut alt obiectiv și nu avem decât să ne unim împreună cu dumneavoastră și să îl glorificăm pe cel care va veni și nu va zăbovi. Glorificați-i fie numele Lui. El nu întârzie, zice Petru, cum cred unii. El are unde lungă răbdare ca toți să vină la pocăință. Înspre acest final glorios și înspre această promisiune eternă, ne silim și noi din România și dumneavoastră care sunteți pribegi pe aici, pe meleagurile acestea, ca ziua aceea să ne găsească gata pe fiecare dintre noi. Așa că, părtășii de felul acesta au tocmai acest scop: în aceste părtășii să lăsăm pe Duhul Sfânt să modeleze mintea noastră, viața noastră, inima noastră și să căpătăm o minte înțeleaptă și să ne pregătim pentru ziua când va veni el. Vă mulțumim că ne-ați primit, vă mulțumim că ne-ați găzduit de a seara am ajuns aici în zona dumneavoastră. Mulțumim prietenului și colegului nostru, fratele Manu Tomuș, care a fost oarecum vectorul de organizare aici în zona dumneavoastră, în Austria. Și ne rugăm ca Dumnezeu să îl binecuvinteze pe el și familia lui. De asemenea, Biserica Domnului de aici din Volsec a fost și este gazda noastră. Oarecum, înspre dumneavoastră ne-am pornit și pentru această părtășie ne-am organizat împreună cu Manu și pe lângă părtășia cu Biserica Domnului de aici, am uh, organizat în așa fel încât să fim și în alte biserici. Uh, Dumnezeu să vă răsplătească acest timp binecuvântat pe care l-ați creat ca să ne fie favorabil. Și a seară și în seara aceasta vom dormi tot aici la dumneavoastră, vom găzdui aici, ne-ați hrănit, ne-ați ați ocupat de noi așa cum se cade și vă mulțumim. Dumnezeu să vă binecuvinteze. <coughs> Acum, la încheierea părtășii din această seară, vă rog să îmi dați voie pentru câteva minute să mai rămân la psalmul citit în deschidere și apoi, bineînțeles, vom încheia. Nu voi fi <coughs> foarte lung, așa spun predicatorii, promit că nu voi fi foarte lung. Lung probabil că voi fi, dar nu foarte lung. În câteva minute vreau să subliniem să definim împreună ce înseamnă plăcut și dulce. Plăcut și dulce. Așa zice omului Dumnezeu aici David că a fi împreună este plăcut și dulce. Dumneavoastră cum definiți asta? Dacă ar fi să trebuiască să scrii pe o hârtie sau într-un text. Ce înseamnă pentru tine o părtășie plăcută și dulce? Ce-ar conține mesajul acela? La ce te gândești prima dată? Ce Ce se oare oarecum în mintea ta ca o definiție? E foarte complicat, nu? Pare că nici nu, nici nu știi cum să scrii. Păi e plăcut că au fost frați, că au fost uh, musafiri. Spunea odată fratele Tipei: O musafir cât de slab ar fi tătii mai bun ca a noștri. Că e nou. Know. Ce ar defini oarecum în mintea ta plăcut și dulce? M-am uitat la omul acesta și el așează niște explicații foarte explicite pentru fiecare. Zice el așa, acest plăcut și dulce de a fi împreună este ca un de de preț care este turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Auziți ce asociere e în mintea psalmistului David. Se gândește la punctul cel mai însemnat, din tot ce însemna religiozitatea și dimensiunea duhovnicească a poporului evreu. Investirea în slujba de mare preot a unui om pe care Dumnezeu îl cheamă, cu un lemn care înseamnă o anumită rețetă dată de Dumnezeu, și într-un într format și într-un cadru cu totul și cu totul special. Vice el, pentru mine plăcut și dulce. Nu găsesc alt termen decât să mă gândesc la un de lemnul acela, care consacră, care ridică valențele unei persoane din același nivel, din aceleași seminții. O trece la un alt stadiu. E un om pe care Dumnezeu îl ia de undeva și îl pune undeva. Așa este pentru mine părtășia aceea pe care o numesc plăcută și dulce. Și zice vă mai explic într-un fel Vă mai dau o imagine Versetul 3 Este caroa Hermonului Care se coboară Pe munții Sionului Masivul acela Din regiunea lui Israel Cel mai înalt vârf Acolo unde evrei Și au și acum Tot sistemul Antiaerian și toată toate echipamentele de, de dirijare, de radare și așa mai departe. Și zice David, eu mă uit la masivul acesta Hermon și în fiecare dimineață, de pe vârful acela care aproape niciodată nu-l nu, nu identificăm de ceața și de, de negura care e acolo, se coboară așa o rouă. Și când se coboară roua aceea, zice Totul se înviorează, totul capătă viață, totul capătă vigoare. Parcă se întâmplă ceva și zice, pentru mine o părtășie îi plăcută și dulce pentru că în mintea mea e roua aceea care se coboară de pe Hermon. Părtășia, plăcutul și dulcele părtășiei, are de-a face în mintea ta cu ceva sfânt, cu ceva după rețeta lui Dumnezeu? Cu ceva în care e implicat direct Dumnezeu are de a face? Părtășia sfântă, plăcută, dulce are de a face cu ceva care dă viață? Se spunea aici: Plecăm oare cum am venit? Sau părtășia aceasta E ca roua aceea care se coboară de pe Hermon și revigorează și dă viață și ne ridică la o altă statură și la o altă vigoare și plecăm cu noi hotărâri și plecăm uneori deranjați de Cuvântul lui Dumnezeu pentru că de multe ori Cuvântul lui Dumnezeu ne străpunge, ne pătrunde așa și ne, 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 învolbură și ne pune pe gânduri și spune, nu mai pot, domnule, nu se poate. De fiecare dată, parcă cuvântul lui Dumnezeu lovește ceva în viața mea, nu se poate. Trebuie să schimb ceva în viața mea, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă așez pe voia lui Dumnezeu, pe făgasul voii lui Dumnezeu. Se întâmplă asta în inima ta? Da? Se întâmplă, răsare ceva acolo? Licărește ceva pe frunzele vieții tale și a gândirii tale? Plăcută și dulce E plăcută, e dulce părtășia pentru tine? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Mergem în epistola pe care Petru o scrie în capitolul 2 din 1 Petru transmite un mesaj destul de, destul de coercitiv așa. Lepădați orice fel de răutate, orice vicleșug, orice prefăcătorie, de pismă, de clevetire, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Să nu lucruri simple să ți le spună cineva, să vină la cineva la tine și să spună, leapă de răutatea, frate. Păi omule bun, dar mă suspectez pe mine de ceva? Vicleșugul, frate, soră, extraordinar. Nu simțiți așa cum operează ceva? Prefăcătoria, dar eu sunt prefăcut, frate. Invidia, clevetirea. Și ca niște prunci născuți. mă frate, păi omule bun, dar eu sunt bebelaș, așa. Versetul 3. Totul capătă sens dacă ai gust. Dacă ai gustat în adevăr că bun este Domnul, abia atunci primești mesajul. Abia atunci ai puterea să crești, să lași cuvântul lui Dumnezeu să te dezvolte, să lucreze în adâncul ființei tale. Nu mă zice Petru, stați să, să vă lămuresc, numai dacă ați gustat, Oamenii care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, oamenii care nu l-au perceput corect pe Dumnezeu, mesajul acesta este unul foarte tranșant și foarte dur și foarte respingător. Dar pentru unul care a gustat din Domnul, e un mesaj al vieții, e un mesaj plăcut, dulce. Dacă ați gustat, Spune cuvântul lui Dumnezeu despre omul lui Dumnezeu, prorocul, mergem în cartea lui Ieremia. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? În capitolul 15. când am privit, când am primit cuvintele tale, zice versetul 16, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Ce gust are cuvântul pentru tine? E sfânt. E aducător de viață. Tu cum îl percepi? Știți că găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, mergem tot aici în. În Ieremia, în capitolul 36, spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Ioachim era, era în concediu, era undeva în munți, stătea în fața unui șemineu, era probabil perioada de iarnă în Israel și spune cuvântul lui Dumnezeu așa că omul Dumnezeu primește un mandat împreună cu logofătul, împreună cu scribul să pună toate mesajele lui Dumnezeu într-o carte și să le ducă. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, versetul 23. După ce Iehudi a citit, a ajuns în fața aparatului și a început să citească. Citesc și versetul 22. Împăratul ședea în casa de iarnă, căci era în luna a noua și înaintea lui era un foc de cărbuni aprinși. După ce Iehudi a citit trei sau patru foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jeraticul de cărbuni unde a fost arsă de tot. Două atitudini. Două poziționări. Un om care zice, când am auzit cuvintele tale, le-am înghițit, au fost mai dulci decât picurul din fagur pentru cerul gurii mele. Și altul ascultă două, trei, patru pagini. Ăsta nu-i păgân, frați și surori. Vorbim de oameni din poporul lui Dumnezeu, și unul și altul. Din adunare. Ia cartea, o taie și o aruncă în foc. Gândul meu pentru dumneavoastră în această seară este acesta. Vă citesc din Roman, capitolul 12. Și acesta vreau să îmi fie îndemnul pentru dumneavoastră. Capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului viaului acestuia, ci să vă prefaceți, adică să vă lăsați transformați. Prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să vă prefaceți prin înnoirea minții. Gândul meu este acesta, dragă Biserica Domnului, lăsați mintea transformată de puterea lui Dumnezeu că numai în felul acesta veți putea defini corect o părtășie sfântă, cuvântul vieții lui Dumnezeu, un mesaj profetic, o mustrare, un îndemn, numai când mintea e transformată. Fără o minte transformată vei fi rigid, vei fi complicat, vei fi de neînțeles, vei fi un om irascibil, imediat irită, imediat te enervează, imediat nu-ți convine. O minte netransformată de Duhul lui Dumnezeu te pune în tot felul de posturi. Nu-mi place cântarea, nu-mi place ritmul, nu-mi place chitara, nu-mi place trompeta, nu-mi plac cu tare, nu mă interesează cu tare, nu ajunge, e prea lung, e prea tare, e prea încet și așa mai departe. O minte netransformată e foarte complicată. Și dacă în seara aceasta suntem aici de părtășie, aș vrea să rugăm pe Duhul Sfânt să ne transforme mintea. Amin. Și totul să devină dulce, plăcut. Părtășia, cuvântul vieții, a căror minte, zice cuvântul lui Dumnezeu, s-a deprins prin întrebuințare să deosebească. O minte transformată, o minte noită și în felul acesta să poți să spui, Domnule, E atât de dulce cuvântul. Spunea fratele, nu am două capitole și am încheiat. Nu mă pot opri. E plăcut, e dulce. Mă afund mai tare. Hai că e târziu, hai că pleacă autobuzul. Să mai citesc ceva. Dar dacă mintea nu-i transformată. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Mesajul acesta este pentru fiecare dintre noi. Să ne dea Domnul înțelepciunea și puterea să ne lăsăm transformați de El ca să putem evalua corect tot ce are El pentru noi. Amin.